Această emisiune vă este prezentată de Adeplast, cea mai inteligentă alegere. Meseriași din toate țările, uniți-vă pe canapea, căci urmează un nou episod plin de zeamă din Cupa Meseriașilor. V-am promis episodul trecut că de azi reluăm campionatul național de tras la vinclu. Cum toate echipele din Univers în afară de Concordia Chiajna folosesc 4 mijlocași, vom avea și noi 4 mijlocași de la fiecare echipă. Mijlocaș central, mijlocaș lateral, mijlocaș la FC Botoșani, sunt mijlocaș central, mijlocaș stânga, sunt mijlocaș central la CSM Iași. Mă numesc Matei Cosmin, sunt mijlocaș stânga la Dinamo București. Cosmin Matei și Romario Moise au fost până acum meseriașii din linia mediană a Ligii 1. Cu Moise a fost ultimul câștigător al brățării de meseriași, începem de la Astra, unde întâlnim singurul jucător din lume care îi place musca. De ce musca? El știe. Mă numesc William de Amorin, sunt mijlocaș la Astra și îmi place musca. Vasile de Amorin este primul român carioca. Începe timid ca orice român. Dar primul șut este aproape de țintă, ca al oricărui brazilian serios. Al doilea este ratat, așa că Vasile al nostru se enervează tare și trage o rachetă sol-aer de toată frumusețea. Data viitoare, dacă e o brățară, îți dăm și cetățenia română. La Târgu Jiu cunoaștem unul din puștii pandurilor cu un nume complicat. Mă numesc Triforo Demis, sunt jucător la Pandurii Târgu Jiu. Postul meu este mijlocaș stânga și îmi place fotbalistul Cristiano Ronaldo. Cât te dă? Rodemis Trifu trage binișor primul șut, dar la fel ca majoritatea jucătorilor de la Panduri, preferă să dea gol decât să riște la vinclu. Lasă Rodemis, ai dat 3 goluri din 3, stofă de goleador. La Târgu Mureș ne întâmpină un meseriaș din vremurile în care România juca în grupele Champions League. Bună, sunt Pablo Randan, mijlocaș central la SEA Târgu Mureș și îmi place lucrurile în familie. Argentinianul Pablo Brandan trage relaxat primul șut pe sub țintă. Al doilea se duce direct în Păianjen și Pablo se pregătea să ia brățara de meseriaș. Mingea se duce bine și lovește bara chiar lângă Păianjen. Motiv pentru care Brandan primește și el titlul onorific de meseriaș. Bravo, Don Paolo! La voluntar dăm peste colegului Brandan de la Urziceni. Sunt Todoran Dinu Marius, mijlocaș, îmi plac filmele. Dinu Todoran nu este la 37 de ani decanul de vârstă de la FC Voluntari, iar primul lui șut din testul nostru se duce direct în poartă. Asta e puterea obișnuinței. La CFR găsim un jucător format în răsadnița proprie. Mă numesc Ferenc Stilar, sunt mijlocaș la CFR și îmi place să mă joc pe PlayStation. Ferenc Stilar execută primul penalti imparabil. Jos în plasa laterală. Bravo, bă, nu-i nimic. Hey! Stop. Asta nu e un gurgă. Ideea este să nimerești aia de sus. Hey! Hey! Asta e, vezi? Sfatul bun venit la timp îl ajută pe jucătorul cerul de la CFR și mingea dărâmă Păianjenul din vinclu. Mai dai cu schiurile, ea favoriții sunt.
Brățara de meseriaș era un șut distanță, dar Vereș al nostru iar bate impecabil un penalti. Bravo române, să te pună să bați tu penaltiurile, că te pricepi. La Chiajna dăm de un moldovean care a învățat fotbal în Oltenia. Mă numesc Redu Tiberiu, sunt mijlocaș la Concordia Chiajna și îmi place tenisul. De cine nu vedeți? De Novak Djokovic. Tiberiu Serediuc, zis Semeghin, a tras bine primul șut și era să nimerească pe Angenul cu manta. A ratat al doilea șut și, evident, s-a enervat, iar al treilea șut s-a dus direct în vincul, dar pe exterior, unde păianjenii n-au ecosistem. La Craiova, în patria prazului, întâlnim logic un mijlocaș moldovean. Salut, sunt Andrei Religiu, jucător la Universitatea Craiova, îmi place fotbalul. Andrei Hergelegiu a tras trei șuturi superbe, primul s-a dus la o legătură de praz de Păianjen. Al doilea șut zguduie Păianjenul, iar șutul care putea aduce brățara mișcă Păianjenul izbind bara de lângă. Bravo Andrei, poftim titlul onorific de oltean meseriaș. La Iași găsim un jucător care a jucat la toate echipele studențești din România, în afară de sportul studențesc. Mă numesc Vasile Gheorghe, sunt mijlocaș la CSMS Iași și îmi place tenisul de câmp. Vasile Gheorghe era golgheterul echipei la ora filmării, dar șuturile lui sunt extrem de cuminți. Ultimul șut este frumos, omul nostru a folosit bara pe post de zid. Hai, capul sus, vorba poetului, ridică-te Gheorghe, ridică-te Vasile. La Săftica a tras pentru Dinamo un jucător care și-a triplat valoarea după sosirea la Dinamo. Ante Palici a început transformare impecabilă. Apoi mingea trasă de el i-a făcut păianjenului vânt, dar pe dedesubt. Fără șansă la brățară, ultimul șut a fost tras în dorul Leli, iar Palici rămâne în acea jumătate a ligii întâi care nu a nimerit niciun păianjen. Asta e. La Viitorul ne întâmpină un fost campion al României. Mă numesc Filip Ioan, sunt mijlocaș la Viitorul și îmi place să joc. Ioan Filip avea de scos din păianjen mingea înfiptă de Bogdan Mitache. Primul șut e un gol valabil. Doilea trece puțin pe lângă țintă, dar cu manta. Iar ultimul șut e iarăși gol, imparabil. Lasă Ioane, contează că ai luat titlul cu Oțelul Galați. Că veni vorba, la Botoșan, mijlocașul zilei e tocmai din Galați, adică tot moldovean. Mă numesc Telian, cu la PC Botoșan și îmi place pescuitul. Care e cea mai mare pește pe care l-ai prins? Pește? De 5 kg. Stelian Cucu trage frumos, dar mingea se duce în cameră. Al doilea șut se duce ață în păianjen, iar Cucu salută mulțimea în delir. Apoi trage în dorul Leli ultimul șut, de parcă ideea era să nimerească doar o dată. Concentrează-te! Am dat-o! Păcat, Cucule, dacă erai mai atent, puteai să fii meseriaș. La Ploiești ne așteaptă un jucător care și-a dublat valoarea după ce a venit din Franța la ultima clasată în Liga 1. My name is Abdullah Zubir, I play for Petrolul, midfield, and I like Romania. Abdelak Zubir, foarte probabil viitor jucător la Dinamo sau Steaua, a început cum nu se poate mai prost. Ziceai că a tras un copil cu platfus. Însă la al doilea șut s-a așezat mai bine pe vârfuri și mingea s-a dus perfect. La Seceta, care e la Petrolul, o singură reușită deja prea mult, așa că ultimul șut a fost dat să fie la număr. Și iată-l pe primul jucător de la Petrolul care a atins păianjenul. Bravo, Zubi!
La Steaua întâlnim un jucător care are aceeași înălțime, aceeași vârstă și joacă pe același post cu Messi. Sunt Adi Popa, mijlocaș la Steaua București și îmi place PlayStation. Rămâneți pe Cupa Meserașilor! Sunt Adi Popa, mijlocaș la Steaua București și îmi place PlayStation. Adi Popa este uneori chiar mai rapid decât Messi, dar când vine vorba de șuturi, se schimbă treaba. Motoreta a tras bine primul șut, dar și-a bătut joc de următoarele două. Adiță tată, Messi trăgea așa prost numai dacă era legat la ochi, avea cătușe la mâini și îl căra în spate pe Iniesta, dar mă rog, să zicem că e Messi. Iată, ne ajungi la ultima echipă din Liga 1 și tot n-am reușit să dăm o brățară vreunui mijlocaș destoinic. La Timișoara găsim un jucător crescut de mic la Real Madrid. Javi del Poli Timișoara, mi-a gustat estudiar. Ați auzit, lui Hernandez îi place Asturia, deși el e castilian toată ziua. În fine, omul nostru trage impecabil primul șut care deranjează serios Păianjenul. Al doilea șut este încă și mai bun și dă Păianjenul peste cap. Avem în sfârșit un meseriaș la Timișoara, Javier Hernandez. Treilea șut trece la o palmă de Păianjen, dar conform obiceiului, meseriașul va primi o minge bonus pentru a arăta că poate fi super meseriaș. Șutul bonus aduce un gol frumos și cam atât. Pentru că avea tricoul prin de noroi, am împrumutat un tricou de câștigător al Cupei Ligii Adeplas și l-am lăsat pe Iosif Rotariu să facă oficiile de nobilare cu titlul de meseriaș. Xavi, ești un jucător meseriaș. Gracias. Bravo, băi, Xavi, că ești de-al nostru. Eu soy meseriaș. Eu soy meseriaș. 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 Eu soy meseriaș. Bravo, Xavi. Magazinul Cupei Ligii Adeplas aterizează astăzi la Giurgiu. De la Caragiale încoace știm că Giurgiu e orașul în care urlă câinii. E un oraș agitat, plin de viață, deși Dani Coman încearcă să ne convingă de contrariu. Orașul Giurgiu este un oraș liniștit, un oraș cu oameni care se pricep la fotbal, cu oameni pretențioși, oameni pe care i-am învățat la un anumit standard. I-am învățat cu victorii în fața unor echipe mari, atât din țară cât și din străinătate. Am adus echipe bune aici, a venit Olympic Lyon, West Ham United. Deși e un club foarte vechi, am de vârstă cu Rapidul, Astra nu a avut performanțe notabile timp de mai multe decenii cât a funcționat la Ploiești. Surprinzător, Astra s-a metamorfozat într-o echipă puternică a Europei, imediat ce s-a relocat la Giurgiu. E ceva în aer, sau fi ceva în apa orașului, altfel nu se explică cum o echipă care la Ploiești abia scăpa de retrogradare, la Giurgiu face instrucție cu toată Liga 1. Antrenorul Șumudică ne explică cum e vestiarul. Vestiarul este foarte frumos, calorifere, e cald, o ambianță plăcută în momentul de față. Să spun așa, mai ales că s-a cam răcit vremea. Glumesc. Da, este un vestiar greu. Un vestiar greu de gestionat, fiindcă sunt jucători cu nume, jucători care așteaptă tot timpul să fie recompensați pe măsura rezultatelor. Deocamdată avem rezultate și
Cred că până acum am gestionat foarte bine relația asta antrenor-jucător și sper să fie aceeași până la sfârșitul campionatului. Secretul Astra e posibil să stea tocmai aici, în vestiar, unde atmosfera e relaxată, jucătorii sunt unul și unul, iar echipa e sudată într-un fel pe care cu greu îl mai găsim în Liga 1. Și în ultimul rând, secretul stă în organizarea clubului așa cum sunt cele din Occident. Clubul este pregătit oricând să găzduiască meciuri la standard european, ceea ce în România este excepția, nu regula. Aici se îndeplinesc toate condițiile pentru meciuri internaționale. Nu e de mirare că amicalul cu Lituania s-a jucat aici. Schimbând registrul, am putea spune că Astra nu are foarte mulți suporteri, însă compensează prin calitate. Fără ezitare putem spune că Astra are cel mai memorabil suporter din Liga 1. Vlad Giucă este celebrul suporter mexican care merge cu echipa peste tot. Vom avea vreme în episodul următor dedicat giurgiuvenilor să detaliem povestea lui. Până atunci să ne întoarcem la Cupa Ligia de Plast, unde în primele două tururi băieții în alb și negru s-au distrat copios. În runda inaugurală a Cupei Ligia de Plast, Astra întâlnea o nouă promovată, FC Voluntari. Ca orice echipă mare, Astra își fac viața ușoară și înscriu la prima fază importantă a meciului, prin Ninos. Păi joacă relaxat. Voluntarii de la Voluntari reintră în joc, dar nu le iese nimic. Eroul ilfovenilor a fost Voduț, care a făcut de toate. A scris un drop goal care la rugby se punea 3 puncte. Apoi a scris un gol nevalidat. În repriza a doua a dat cu capul în minge și a sărit gheata din picior. Apoi a ratat dintr-o poziție din care ar fi înscris și Andreea Bocelli. Portarul Gavrilaș arăta încă de atunci că e o soluție. În sfârșit, arbitrului se face milă și îl eutanasiază pe Voduț, curmând boala lungă cu un cartonaj roșu venit la timp. Desigur, la faza asta se putea da penalti și cartonaj roșu pentru Pedro Queiroz și s-ar fi schimbat destinul. În minutul 73 s-a înscris cel mai ciudat gol din Cupa Ligii. Vărul Alexandrei Stan, Alexandru Stan, a dat o pasă lungă lui Alibek, dar portarul Botaș se oprește inexplicabil și apoi începe o cursă de urmărire a lui Alibek și înscrie un autogol superb ca un seppuku de samurai. A încercat să-l oprească, l-a tras de mână, l-a tras de tricou, mai lipsea să-i uite o secură în spatele lui Alibek, dar Denis s-a dus ca un tank. Șiumi l-a băgat pe teren pe Florea, care și-a bătut joc de toate ocaziile Astrei până la final. Mai întâi face o preluare de desene animate și dă pe lângă. Apoi reușește să-l nimerească pe Botaș după o centrare perfectă a lui Alibek. În sfârșit, chiar la ultima fază, driblează portarul și apoi o dă în bară. Astfel, un meci care se putea încheia cu un scor de hockey se termină doar 2-0, iar Astra merge mai departe. În turul 2, giurgiuvenii jucau tot în deplasare, la Constanța, cu Viitorul lui Hagi într-un meci care se anunța echilibrat. Gazdele au început tare și era clar că Astra va avea viață grea. Mai întâi Tănase a tratat indolent o fază la care Găman a arătat că e cel mai bun din țară. Gavrilaș a fost driblat cu ușurință, dar s-a revanșat la faza următoare. Lovin și Bubacar au făcut o tită când Răzvan Marin a trecut pe lângă ei ca trenul și a tras puternic fără să se uite. Gavrilaș a arătat că e portar, iar meciul s-a rupt imediat când a ieșit la rampă Denis Alibek. Denis Alibek, atacant la Astra Giurgiu și îmi place canter. Mai întâi a inventat o pasă sud-americană lui Teixeira, care merită revăzută din toate unghiurile. Faza de la primul gol a schimbat soarta meciului prin acea pasă genială a lui Alibek pentru Teixeira și unde Teixeira a marcat. Eu zic că faza aceea
a dus la dezechilibrarea meciului, ca să zic așa. Apoi a reușit performanța ca în aceeași fază să dea gol și să livreze un asist. Asta pentru că Enache nu a reușit să fructifice pasa de gol a lui Denis. A intrat în unghi și l-a așteptat pe Alibec să vină să o dea el în ațe. Viitorul a încercat să revină, dar execuțiile spectaculoase ale lui Bănel nu i-au pus probleme lui Gavrilaș. Deși asistasem deja la cel mai spectaculos meci din Cupa Ligii de Plast, Ionița a pictat un gol minunat chiar în finalul meciului cu un șut ca o tușă de Modigliani. Da, am eliminat voluntar în prima fază, în al doilea meci am eliminat Viitorul Constanța. Două meciuri diferite, cu voluntariu practic n-am avut nicio emoție, adică am controlat jocul și n-am avut nicio emoție, simțeam că mă pot califica. La Constanța am avut puțin noroc, la 0-0 au avut ei niște ocazii, dar după care ne-am impus și i-am scos fără drept de apel, deci am fost net superiori. Astfel, Astra ajungea în semifinalele Cupei Ligii de Plast, unde urma să dea piept cu Steaua. Pentru semifinale, clubul a desemnat ca ambasador al suporterilor chiar pe Vlad Giucă, un fan adevărat, cu care orice club din Europa s-ar putea mândri. Pentru el, Șumi a ținut în vestiar un discurs motivațional. Deci, băieți, am o rugăminte, fiți atenți puțin. Deci avem aici doi dintre ambasadorii suporterilor Astrei. În cazul în care veți reuși să treceți de FCSB în semifinala Cupei Ligii și de eu știu, câștigătoarea dintre Dinamo și Chiajna, probabil se vor bucura alături de voi în cazul în care câștigăm trofeul și vor primi și ei o medalie. Deci, sfatul meu, să dea Dumnezeu să puteți și vă rog din suflet să le faceți o bucurie, fiindcă sunt doi oameni care vin peste tot și vin după voi. Este foarte important. Dacă vrei să faceți cunoștință cu jucătorii, vrem cupa. Vrem să câștigați, ne bucurăm. Povestea lui și a semifinalei cu Steaua în următorul episod dedicat Astrei. La final trebuie să dăm și Astra exemplu pentru celelalte echipe din Liga 1. În primul rând, Astra este numele de club românesc cel mai ușor de pronunțat oriunde în lume. Oameni buni, dacă aveți ambiții europene, dați echipelor voastre nume care pot fi pronunțate ușor și în alte limbi. Astra sună la fel în orice limba a lumii. Astra. 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 După ani și ani în care a fost cenușăreasa Ploieștiului, după ce s-a chinuit să supraviețuiască în Liga 1, după ani de dispariție din lumea fotbalului, într-un fel conservator e campioana din acest an a Ligii 1. Definiți Astra, George, pentru un singur cuvânt. Spectaculos. Dacă astăzi România trimite două echipe în preliminarele Champions League, asta se datorează și victorilor incredibile ale Astrei cu Olympic Lyon, West Ham, Dinamo Zagreb sau AZ Alkmaar. Și pentru mine, a fost o surpriză, să fiu sincer, fiindcă în momentul în care am văzut 40.000 de spectatori la Londra, în momentul în care am văzut ce echipă aveau cei de la West Ham acolo, Mi-a fost frică, mai ales la momentul în care ne conduceau cu 2-0. Mă așteptam la un dezastru. Dar am avut șansa, am avut posibilitatea de a-i face să-și piardă un jucător să joace în inferioritate numerică. Automat, de atunci, șansele noastre au crescut, am reușit să revenim, am egalat 2-2. Iar aici, acasă, am făcut un meci extraordinar, chiar dacă ei n-au venit cu prima echipă, am reușit să scoatem o forță a fotbalului european. În sezonul precedent, Astra a adus României mai multe puncte decât toate celelalte echipe românești la un loc. Și merită, măcar din perspectiva Astra, respectul nostru. Astra nu a apărut din neant, ci s-a construit cărămidă cu cărămidă de-a lungul anilor până a ajuns trupa temută de astăzi.
Pentru orice echipă din Liga 1, Astra este cel mai bun exemplu că nu trebuie să renunți după primul eșec și nici măcar după primele 10 eșecuri. Pentru că în fotbal e ca în viață, dacă știi să te ridici de jos și încerci să înveți din înfrângeri ca să fii mai bun data viitoare, e bine, victoria va veni într-o zi și orice victorie va aduce și altele. De altfel, numele echipei vine dintr-un proverb latin care spune că pe căi dificile se ajunge la stele. Per aspera ad astra. Bravo campionilor! Pe vremea tabloului era plăcere. În momentul de față a apărut McDonald's, Pizza Hut, toată lumea, ați văzut, să rupă acolo cozi, fiecare să-și ia un sandwich, să-și ia nu. Eu îmi făceam un sandwich cu parizer, atâta sandwich-ul și mă duceam și îl mâncam jumate pe teren și jumate alergam de... nu mai știam de capul meu. Această emisiune v-a fost prezentată de Adeplast, cea mai inteligentă alegere.